Start. Gata. Oh. Am revenit, prieteni. Astre, haia. Ia uitați pe cine avem aici, prieteni. Am venit cu vlogul nostru. Bă, Iosca, nu mă bagi în seamă. Haide. De mănâncări. Oh! Hărășo, sarpenta. M-ai speria, băsul. Bună, Georgiana. Bine ați venit. Vino cu ace, unde vino cu ace? Ce Adidas frumos are, uite ce aici ai vir. Da? Sunt foarte frumoase. A, sunt foarte frumoase. 4 lei un suport de număr. Da? Și ce-a pus? Da, ce-a este. Ce-a pus, nu. Se l-a băgat în negrețe. Lasă, nu e bine. E mai bine așa. Că nu mai cade la... Că nu mai cade. A luat un suport cu 10 lei. Și nu e vorba de 10 lei, dar e vorba că suportul se rupe și cade. Da, ai dreptate. O soluție ca să nu se mai rupă ar fi să nu mai lovești. Păi da, da. E greu. Ce faci tu aceea, mă, e bine? Cu cea mai simplă soluție. Pac, pac, oh. Și... Ne dai și nou un interviu, zi, e bine la Severin? Nu pot. Zi, Ioșca. Nu pot, mă doare piciorul. Ce ai pățit la picior? Nu știu. Am mers mult pe jos eu. Ioșca. Da, am fost la sport. La ce? Ascultă, Georgiana, v-am adus și vouă. Bine, eu am adus pentru butelie asta, nu pentru voi. I-am adus ceva de mâncare, că nu, am adus aia mea de la București, toată carne. Și am adus și vouă, păi dar pe bune, că am lăsat un sac și congelator. Deschide cătă și iau, ia mea. Ia uitați, prieteni. Hai, Ioșca, hai, Ioșca, unde înăuntru ai pus-o? Da, da. Auzi, el a pus-o. Ia uite. Sunt pe că... Unde puteți să ia, nu rompor bagaj. Sunt ce pe... Ce ți-a adus bunicul tău? Uh-huh. Vezi? Mulțumesc, bunicu. Bunica, dar ți-a adus? Uh-huh. Anca i-a adus, mă? Când a venit? I-a trimis adus? Rânză. Ia, ți-a adus? Păi e și rânză acolo, e și... Am avut eu la București și am dat jumate la Olga și ce-a mai rămas am adus vouă. Că m-am oprit și vouă. Mulțumim, mulțumim. Ce faceți? Ia să vedem. Are loc? Are. Nu filmăm pe bagaj că am săbit. Serios am săbit. Ce faci, Florine? Bine. Dar ia vino aici ca să iei un interviu la... Bă, vino cu aici să-ți spun ceva. Ha? Da, cum îl cheamă pe el de astăzi, Florine? Nu, Torine. De ce îl cheamă? Așa îl cheamă, Torine, nu știu că îl cheamă Torine. Ia să văd, ai probleme în gât, ia să mă uit în gâtul tău, ia. Deschide gura. Au, Doamne, ce are? Are puroi, prieten. A venit doctorul. Ăsta e? Cred că da. Nu e. Bă, că dacă aveți o... Ia stai. Sper că nu i-am luat locul de parcare. Nu, bă, da. Dar mergi tu acasă, mergi? Mergi, mă? Pentru că uite, nu văd că am rezolvat. O să urmei. Da, nu că te-ai apucat de lucrări cu gardul, cu toate ce... M-am apucat de lucrări, am dat toți banii. Și am făcut febră la picioare. I-am băgat în gard, ați văzut? Și problema este... Eu nu știu cum voi rezista cu patrona până la Paști. Ați văzut ce mi-a adus el? Nu, ce? M-ați văzut? Păi stai că nu știu, că ți-aduce. A adus o fată ieri, care fata aia are 18 ani sau 17 ani. 20. 20? Auzi, pătrăște mai bine ca mine. 20 de ani. A adus-o nevastă să mă însor cu ea, mă. Hai că merge. Ați văzut-o? Păi dacă o vezi tu cât de mare ești, e și frumoasă o iei. De 40 de ani ești? Nu, de 20. Nu, de 40. Eu vreau de 60 ca Dana. Bă, tu ai 40 de ani? Da. Dar nu vrei ca de la de 60. Păi stai puțin, și 60, dacă ți-ai femeie de 60, e mai mare decât tine. Ce are? Mergi. E foarte bine. Nu, mai bine de 20 de ani. E, vezi, de 20, ei? Ia uite.
A adus, băi, Georgiana, pe bune, acum lăsând gluma la o parte. Cum să-mi aducă, mă, mie o fată de 20 de ani să o iau de nevastă? Vrea să scoată firea din mine care nu mai am? Păi pe bune! Vrea să mă distrugă fata aia? Deci vreau să vă spun și vouă, prieteni, că toți mi-a spus du-te acasă, mi-a spus du-te acasă, du-te... Uite, am venit acasă. Ea ce vrea să vă facă? Vrea ca să vorbească haterii aia de mine după aia că vreau să-mi iau o fată de 20 de ani? Eu n-am vrut, nici n-am vorbit cu ea. Nici n-am vorbit cu ea, a adus-o în casă, ci că gata, e cameraman, ci că cameramami. Păi, dar te rezistă cineva cu ea acolo, cameramami? Rezistă, cum să... Adică eu zic să-i dăm o șansă măcar să fie cameramami. Nu rezistă, păi dar nu vine nici de cameramani, mi mă. Ce zici? Crezi tu? Ți-a dat țeapă. E nevasta lui ăla, Chelu, cum îl cheamă? Salam Alecum. Ce zici? Ăla lui Olga. Nu știu, bă, cu Salam Alecum ce vorbești tu. Bogdan e... A, da, vină încoace, vină încoace. Hai, vină încoace lângă mine. Hai, mă, vină încoace. Mă ordi. E rușinos. Ăsta e Ioșca, lui. Ia spune tu că la vorba noastră, cum spui? Mai tare, zi, să audă vlogul. Pizdet harașu, bă. Pizdet harașu. Dar de ce tu te crezi Putin de vorbești așa? Nu. Știi cine e Putin? De ce ne-ai luat și fetele cu tine ca să le văd și eu? De ce ne-ai luat fetele cu tine? Că ai sunat când eram pe drum. Eram pe casă. Ce ai spus? Nu pot să vorbim cu niște oameni. Îți povestim după aia. M-ați plimbat, vă plimbați și voi. Să zici ce nu mergeți și voi la patronă, să mai ajutați și voi pe acolo. No, păi, Ramir, nu ți-am zis să mergi, să-l fiu pe urmă. Sună poliția, patronă. A zis că sună poliția pentru Leonardo. A zis că... Auzi pentru Leonardo, auzi, bă, sună patrona, patrona e mama ta? Și sună să ce, să-i deseneze poliția? Păi, dar hotărâre a luat copiii ursul prin hotărâre. Și ce să fac patroană? Dar lasă că mergem în vizită la ea, când te vă ducem la azil, o să vină copiii nepoței, da. Promit patroană. Start, joc. Socară-l, bă, buterioșca. Eu dat un Severinu, magazine. Păi era aici, la colț, dreapta. Unde colț dreapta? De ce nu te-ai dus? Mersi. Că nu pot să beau. De ce? Pot să beau mai târziu, mă? Ia bine. Ia-și butonul meu, că-i cadea. Arăt-i pac, să ne-am trecat. Ai butonul ăsta, ai butonul ăsta. Uite la suc. Uite, voi. Da, prietene, mi-a adus, uite, Georgiana, un suc, dar ea știe că patroana o omoară. Și n-a cerut acum. Dacă aude că mi-a dat... Sună pe patroana și întreabă sau pe lucru. Da, nu. Serios, băi, Georgiana. Cere patrona cu tine, am auzit că e de la poliție. Ia, poliție. Toată lumea are. Ia, poliție. Dar nu salvezi cu ce are. Tati, ia, spune faza că e poliție. Nu e poliție. Da, ascultă-mă. Dar, pe bune, ce are patrona cu voi? Nu are, ea ar fi vrut să stăm mai mult acolo, sau copiii, știu eu. Deci copiii, de mai vrea copilul să mergă acasă, mă. Păi spune un mesajul patrona. Ce e mama mea, da, dar zi să te lase în pace. Zi. Să punem noi niet poliția. Nu, dar spune-i lui patrona să te lase în pace. Să mă lași în pace, că te dăm la niet poliția. O, vorbește mai tare. Să ne lași în pace, că te dăm la niet poliția. Deci ai înțeles, patroana, copilul nu mai vrea să vină acasă, nu mai te mai ascultă nimeni. N-ai decât ultima șansă la spitalul de bătrâni, la azil. Da? La azil și vreau să transmit și... Da? Usătura ta face mai mult decât patroana. O, ce e aia? A tunsura? Păi am atuns azi dimineața. Patroana m-a tuns, prieteni. Serios. M-a tuns patroana azi dimineața. M-a tuns bine, pe bune. Da, da. Ia vezi, mă, de ea arată că cum a tuns patroana. Pe bune patroana. Patroana m-a tuns. S-a mai rămas puțin fărbeni. Asta e, patroana. Nelson Mondialu. Am văzut interviul tău, domne, dacă îmi dă 100 de mii, cine să-ți dea 100 de mii? Eu, că n-am bani, n-am nici 100 de mii. Singura chestie, mergi, vii să semnăm contractul la RXF și plătești
Plătește, cred că te plătește cu doar cu 10.000. Dar nu e vorba de 10.000 sau de bani. E vorba de orgoliu nostru. Să vedem cine e mai bun. Tu sau eu. Asta vreau să vii. Să vedem cine e mai forță. Nu mai dau cu vrăjeală tu la oameni. O dai cu vrăjeală. O dai cu vrăjeala că... O dai cu vrăjeala că ce? O dai cu vrăjeala, domne, dacă îmi dau 100.000, ai făcut și tu sport, mi-ai arătat că ești bun? Mumie! Mumie bătrână! Arată-mi că ești mecher! Vino în gala RXF ca să te văd că ești mecher! Deci să vedem cine e mai bun dintre noi, nu e vorba de bani! Aici dovedești valoarea ta! Nu mai spune că nu vin, eu sunt și bolnav. Și tot vin. Că tot am să spar fața. Mumie. În mine nu dă nici Nelson Mondialul, ui. Ce? Ce faceți copii? La sport. La încălzire, da. Facem sport? O, facem sport. Haide și eu. Și eu fac sport ca să mă antrenez pentru Nelson Mondialul. Ia ține Georgiana, tu filmează-ne. Hai. Mergem să ne antrenăm pentru Nelson Mondialul de la Cluj, ca să se lupte cu noi. Dar nu mai bine mă lupt eu cu el. Băi, o să veniți toți și Bogdan, Olga, toți. Ne luptăm toți cu el. Păi la noi așa e la țigan Nelson, că și tu ești țigan. E problema că noi venim toți, toți ai mei, intrăm în ring. Păi da. Păi da, toți ai mei, intrăm în ring. Mai bine o lași numai pe Olga să-l bată, ca să fie în joseală. Auzi, tu o lăsăm pe Olga să te blumbi cu ea? Olga îți dă la... Ba bune! Să fie în joseală maximă, cine l-a bătut Olga? Adică, ce poate bătut? M-a făcut la bătut? Ești un copil la sport, Leonardo, Bale. Aici face sport? Da, face sport. Hai să vedem unde face sport. Dar m-am mutat aici, cred, nu? Nu. Nu, 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 hai leule, faci cu mine. Ia uite de aici, vin o cătă și filmează. Dă-i Georgiana, dă-i la cătă. Au. Hai cu mine. Nu așa. Hai, ne antrenăm pentru Nelson Mondialul. Da? Și aleule. Hai bunicule că te-ai dus tot. Hai, mai tare, hai mai tare, cătă, mai tare, hai cătă, dă-i și tu. Mai tare, mai tare, mai tare, mai tare. Așa, dă-i tare. E greu să faci aici. Ce e greu, mă, băiatule? Hai, nu e greu nimic. Totul se învață. Eu n-am mai făcut lupte de-asta de... cu antrenor, cu de-asta. Ai înțeles, prieten? N-am mai făcut lupte cu antrenor, cu de-asta. Dar vreau să fac acum, vreau să mă lupt să iară lui Nelson, că ești șmecher. Ești șmecher, Nelsone. Dacă nu iei două... Mumie bătrână! Ce faci, Torina, acolo? Vă întâlnesc și voi toți, da? Voi intrați cu mine în ring. Deci toți intrați cu mine în ring. Nu o să te las singur. Băi, Daniel sunt mondial, ai zis că a fost boxor? Păi nu știu, parcă așa știam. Îi dai ori boxorul Daniel sunt mondial. Dar oricum aia a fost de mult. Știe și el să facă flotări, două flotări. Am să fac și eu flotări acum mai târziu. Ca să vezi cum le fac eu. Nu cum le-ai făcut tu, Nelsone. Mondialule. Hai să punem pauză ca să facem antrenamentul? Da, hai. Pune pauză. Ce ai făcut, Cătăline? Am venit la amețeală. De ce, ce ai făcut? Am făcut la astea. Păi ce facem cu Nelson? Nu știu. Trebuie să ne antrenăm. Ia, hai să vedem. Ia să vedem Nora mea dacă știe să facă. Da? Nu știu, da. E Nora. Hai. Și vezi că și pot să le fac. Și să fac ușor la picioare. Dar vorbești și mai tare. Nu mai pot, socrule, că m-ai certat. Gata, mi-a dispărut glasul. Pe bune? Haide, bătăi, uțeleu face mai bine ca tine. Cătăline, vină cu atâta de ne filmezi pe noi și treci amețeala. Ia, dă-i. Nu vrei să vii la asta?
Hai bunicule cu mine. Dar vezi că la ăsta e greu, n-ai voie să te forțezi. Băi, nene, zici să mă forțez, eu mă duc în gală cu Nelson Mondialul. Păi e vorba că tu te-ai forțat și ți-a venit amețeală. Ce faci? Așa e sau cum? Așa, așa. Așa să fac astea? Da, dar încet. Au. Cum te simți? Amețit, bă! Băi, Cătăline, măi. Încet. Păi încet, nu te grăbi. Ca așa am făcut eu repede. Mă antrenez pentru Nelson Mondialul. Bunicule, ușor, cum fac eu, uite. Pentru așa, Nelson, Leonardo, încet. Deci pentru Nelson mă antrenez. A făcut, trage aer în piept. A făcut și el două flotări și gata. Trage aer în piept. Domnul antrenor, așa. Să trag aer în piept. Normal. Eu sunt domnul antrenor, bunicule. Hai zi ce fac leule acum. Simplu, faci ușor. Cum? Ușor. Ușor? Uite așa. Păi zice, gata, am terminat cu aparatul. Mai terminat, mai dă-mi o secundă și gata. Gata, mai încercăm și mâine? Băi, da, gata, păi. Oricum meciul o să fie peste 5-6 luni. E normal, adică asta e și va... decembrie, cred. În luna decembrie. Încă n-am stabilit. Dar n-am stabilit, stabilim cu el. Un Nelson Mondialul. Deci te rog, un Nelson acceptă. Ca să nu mai vorbesc urât de tine, să ne înjurăm, să ne alea. Acceptă meciul, te lupți cu mine. Pe bune. Vedeți, prieteni, unde am venit. Buteliosca. Ce face o Buteliosca, Zonia, fostul meu, Copenta? Ne-am obosit cu antrenament cu bunicul. Oh, facem antrenament. Acum toată lumea încearcă să facă ce-ai făcut tu. Ia să vedem. Oh, tu, Torine, ce faci, Torine? Doamne, mâna! Mâna, chiar mi-am probleme la mâna. Bă, eu n-aveam voie să fac flotări. Ia, mă, hai, gata, leșine acum, iar. Hai, defilmează. Mamă, prieteni. Hai să vedem, Buteliu, așa, ai orde. A orde, mă, mani. Mă, Iosu. Te luăm mingea. Hai, ia, mă, mingea. Hai, de pe stand aici. Prieteni, am venit să facem antrenament pentru Nelson Mondial, ca să ne luptăm cu el, dar încă nu am toată brigada aici. Antrenorul meu o să fie Roger, finul meu, Roger numărul 1. Deci Nelsone, deci antrenorul meu o să fie Roger, interesează de cine e Roger, o să fie antrenorul meu. Deci Roger Bogdan. E finul meu și o să fie antrenorul meu în gală. Păi... Ce faci, Oșca? Bunicule! O să fie Roger și Buteliu, Oșca. Nu, nu, bunicule, hai să te învârt puțin. Gata, taci din gură. Taci din gură. Nu, nu arătăm la lume cine e mai bun, Nelson Mondialul. Eu și cu operație și cu tot. Vedem cine e mai bine, Nelson. Auziți? Vedem cine e mai bun, Nelson Mondialul, mumia. Vreau să vă spun ceva. Da. Când sunt mulți de partea meu, forța crește. Bravo, forța! Vreau toți susținătorii mei. Toți susținătorii mei vreau să-i dea mesaje lui Nelson Mondialul să accepte provocarea. Vă rog pe TikTok, peste tot, pe YouTube, dați-i lui Nelson să accepte provocarea să se lupte cu mine în gală. Să nu mai ceară el 100 de mii. Cine fără bani urban.
pentru orgoliul nostru nu ne trebuie niciun ban. Eu sunt sărac, dar nu-mi trebuie niciun ban din gala asta. Deci, așa că și el care se dă bogat, de ce vrea gala asta? Deci, prieteni, vreau să-i spamați toți Nelson Mondialu să se lupte cu mine în cușcă. Deci, vedem cine e mai bun. Deci, prieteni, Nelson Mondialu, acceptă provocarea. Uite, zic, te rog frumos, eu, Leo de la Strehaia, rog frumos pe Nelson Mondialu să accepte provocarea să ne luptăm în cușca Eric Sef. O luptă, să fie o luptă între noi doi. Dar nu mai cere tu 100 de mii de euro. Dar dacă ți-ar da cineva 100 de mii de euro, ai face-o? Te-ai bate cu mine în cușcă? Păi, Nelson, să-ți fie rușine. Acceptă provocarea fără bani. Nu o faci pentru bani, că tu ai mulți bani. Ai mulți bani, Nelsone. Ne demonstrezi la toată lumea că ai bani. Nu ne mai interesează că ai bani. Nu ne mai interesează banii. Vedem cine e mai bun. Deci te rog, acceptă provocarea. Pe mine nu mă interesează banii. Dar mai zici, vreau să mă lupt cu tine, să-mi arăți că ești șmecher. Dacă tu ai vorbit de mine, ai vorbit de mama mea, de familia mea, de copiii mei, de țiganii mei. Dacă tu ai vorbit, arată-ne că erai șef la Chiol. Cum erai tu odată. Cum erai tu odată și nu erai mumie obosită acum. Mumie obosită acceptă provocarea. Lasă banii, banii sunt maculatură. Arată că ești șmecher. Deci eu am văzut bani cu saci. Nu știu dacă ai văzut tu vreodată. Dar nu să fii disperat pentru 100 de mii. Pe mine, dacă ar veni cineva să mă provoace, numai dacă din orgoliu aș face-o, dar nu pentru bani. Nu nici pentru milioane de euro nu m-aș bate cu nimeni. Dar cu tine mă bat că ai vorbit de mama mea. Deci ai înțeles, Nelson Mondialu? Mi-arăți că ești șmecher. Dacă nu, Nelson Mondialu de la Cluj e zero barat. Hai, Torine, unde mergi? Băi, Torino. Am luat ăsta cu SMFC. Vezi că dai să rămână, doamnă, de peste dumneavoastră. Acum sunt la ea. Deci, prieteni, îl vedeți și dumneavoastră pe Totorini cum face? Prieteni. Vedeți Totorinul cum face? Avem o misiune dificilă astăzi. Ne-a pus patroana să mai cumpărăm un WC-ul, prieteni. Ia uite, Nelson, te băgăm în el. Te băgăm aici. Nelson, mumia. Uite, îl băgăm pe mumie. Îl băgăm pe Nelson în WC-ul. Mama, hai de că-ți place, Nelsone, că tu faci provocări la TikTok și îți place. Aoleu, hainele mele, trebuiau date jos, băi. Hai, bagă-l acolo, care încape, că trebuie să încapă, că încape și Nelson. Ia. Să vedem să nu-l accidentăm. Oh. Hai, da. Zi. Oh. Îl punem așa. Uite, așa-l punem, dar să bălângă-ne. Așa. Păi lasă, nu mai bălângăni tu, hai lasă-l așa. Lasă-l așa că l-al pui înăuntru. Așa. Le punem asta așa. Pune mai aici. Hai pune, ia vezi. Că aia tu l-ai lăsat așa parcă. Tu l-ai luat așa sau nu l-ai pus tu? Nu. Dar cine? Papi? Nu știu, Cristi. Haide, dă-i asta la o parte. Hai, repede, repede, Torini! Vedeți tot, Torini, prietenele? Conștiincios duce coșul înapoi. Nu-l lasă așa în stradă. Vedeți? E băiat cu minte. E băiat cu minte. Dar ia, filmează-mă și pe mine ca să răspund la prieteni. Deci, prieteni, am cărat WC-ul. Eu l-am cărat. Ați văzut și voi de la magazie până la mașină. Am cărat tot ca să-l băgăm pe Nelson Mondialu în el. Pe Nelson Mondialul l-am împachetat și l-am băgat în WC-ul. Mumie bătrână. Deci, mumie bătrână, îți arătăm noi. Să pomenești de noi după aia. Ai înțeles? Hai să vedem că tu ești singur și eu am 100 de neamuri care vin la susținere la meci. Da? Pune mâna pe tine.